Numărul beneficiarilor de pensii speciale a crescut în luna octombrie, la fel ca și sumele primite de 5 dintre cele 6 categorii de pensionari favorizați. Peste 9.000 de persoane beneficiau de pensii de serviciu la finele lunii octombrie 2018, în creștere ușoară față de finele lunii precedente, conform datelor Casei Naționale de Pensii Publice. Pensia medie în cazul acestora a fost de peste 16.000 de lei. O mare parte din sumă este suportată din bugetul de stat, iar diferența din bugetul asigurărilor sociale de stat. În luna octombrie, pensiile foștilor magistrați au crescut cu peste 600 de lei. În luna octombrie, nu numai pensia medie încasată de foștii magistrați a crescut, ci și suma plătită de stat, respectiv cu 630 de lei.